Dragi prieteni, suntem în transmisiune directă de la Sanctuarul Sfinte Fecioare Maria de la Cacica. Împreună cu ceilalți colegi de la Ercis Media încercăm să facem această transmisiune și după ce se va încheia această celebrare penitențială, rămâneți împreună cu noi pentru că avem multe surprize pentru dumneavoastră. Vom avea invitați, vom avea persoane care ne vor vorbi despre semnificația sărbătorii pentru care, iată, ne pregătim în această zi, adormirea Maicii Domnului, și vom afla mai multe detalii despre programul zilei, dar și despre cum putem noi să trăim mai frumos aceste zile pentru a ne întări mai mult în credința noastră. Mai ales că devoțiunea la Sfânta Fecioară Maria este bine cunoscută în rândul poporului nostru. Suntem fiii lacrimilor, după cum spune și acest cântec cu care s-a încheiat această celebrare penitențială, care a și dat startul programului de pregătire a sărbătorii de mâine. Ne-a introdus Părintele Iosif Antilei, predicatorul acestor zile, deja în ceea ce va urma și ne bucurăm că îl vom avea în curând și la microfonul nostru pentru a ne pregăti și mai bine și a ne spune până la urmă ce și-a propus cu aceste predici, de ce sunt importante aceste predici, pentru că eu cumva văd acest program de la Cacica ca un șir de exerciții spirituale, Părinte, nu știu dacă greșesc, dar pe lângă faptul că te spovedești, că te împaci cu Dumnezeu, că pui în mâinile Mariei ce ai trăit poate în anul de când nu ai mai vizitat-o la Cacica, te și întărești prin acest cuvânt de învățătură, prin aceste exerciții până la urmă. Da, este important. Părintele s-a pregătit pentru aceste zile, cu siguranță în rugăciune a căutat acel mesaj spiritual pe care să-l transmită și care să ajungă în sufletele și în inimile tuturor credincioșilor. Ne-am bucurat că, iată, am fost și anunțați că transmitem aceste mesaje tocmai celor care ne urmăresc și de acasă, pentru că anul acesta poate nu vor veni mulți la Cacica, cu toate că deja vedem cum se apropie oamenii, pentru că sunt curajoși, sunt unii mai curajoși și de aceea încercăm împreună, pentru că așa avem și noi sloganul nostru, împreună cu tine, împreună cu dumneavoastră, împreună cu voi, dragi prieteni, să ne pregătim mai bine pentru solemnitatea adormirea Maicii Domnului. Spuneam, avem nevoie de astfel de moment, avem nevoie să ne dăm timp și rămâneți împreună cu noi pentru că avem, cum spuneam, surprize pentru voi și sperăm că acest program, deja suntem, iată, și noi în imagine, acest program între momentele pregătite de hramul, de sanctuarul de la Cacica, să ne pregătească mai bine pentru solemnitate și să ne apropie mai mult unii de alții. Sigur că da, tocmai de aceea le reamintim celor care ne urmăresc să și îi îndemnăm, de ce nu, să și dea mai departe aceste link-uri video, atât pagina de Facebook și pagina de internet a Episcopiei Romano-Catolice de Iași, cât și paginile Sanctuarului Marian de la Cacica. Dacă mai sunt persoane care ar fi dorit să participe și nu au această posibilitate, să știe unde pot urmări, unde pot asculta și pot viziona ceea ce trăim noi aici la Cacica și împreună, așa cum ne spune și sloganul, să trăim această sărbătoare și să ne fie de folos. Alexandra, chiar mă bucur că ai amintit de acest lucru, că cei care ne privesc acum pot deveni și ei niște misionari. Sigur. Pentru că distribuind acest conținut religios din orice pagină sau de pe internet și mai ales în aceste momente, aceste celebrări, rugăciunile, meditațiile, predicile pe care le vom asculta și bineînțeles Sfânta Liturghie prin excelență este rugăciunea cea mai frumoasă care îi place lui Dumnezeu și care ne întărește și pe noi în credință. Vă invităm, dragi prieteni, să distribuiți aceste transmisiuni pe paginile voastre de Facebook sau noi avem și transmisiunea de pe YouTube. Acestea sunt canalele, să zicem, oficiale ale Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Este preluată transmisiunea și pe pagina Sanctuarului Marian de la Cacica și ne bucurăm că această transmisiune este preluată și de prietenii noștri de la
Maria TV și de la Radio Maria și cred că mulți dintre dumneavoastră ne ascultați, ne priviți în aceste momente cu această dorință de a face un pas înainte, un pas înainte spiritual, pentru că ne aflăm, spuneam, într-un loc binecuvântat, în frumoasa Bucovină, în inima Bucovinei, putem noi să spunem, pentru că aici este inima de mamă a Sfintei Fecioare Maria. Sigur că toate locurile, peste tot noi putem să-L descoperim pe Dumnezeu, putem să ne întâlnim și cu Măicuța Domnului prin rugăciune, dar sunt aceste locuri privilegiate care îți creează această stare, un confort spiritual și poți să te regăsești mai mult pe tine și poți să simți cu adevărat acea legătură cu Dumnezeu și prin Sfânta Fecioară Maria, pentru că ea întotdeauna asta face, ne îndreaptă spre Fiul ei, faceți tot ce vă va spune El, ne spune Sfânta Fecioară Maria și așa putem să ne împlinim viața. Și cred că sunt și locuri care lasă o amprentă în viața noastră de credință și în sufletul nostru. Fiecare dintre noi are locul, să zicem, privilegiat unde se roagă sau în care se simte mai aproape de Dumnezeu, dar cred sanctuarele sau locurile de pelerinaj în care în diferite momente ale vieții noastre mai bune sau mai puțin bune, poate mai grele, am reușit să-L redescoperim pe Dumnezeu și sunt convinsă că sanctuarul de la Cacica este pentru mulți un astfel de loc, amintindu-mi și de experiența de care amintați mai devreme, de 30 de ani, Părinte, vin, nu mă oprește nimic, pentru că aici simt că mă încarc, aici simt că o întâlnesc pe Sfânta Fecioară și chiar cred că și dintre cei care au rămas acasă, cumva simțind împreună cu noi și trăind prin intermediul transmisiunilor noastre, reușesc să trăiască puțin ca și cum ar fi aici. Apropo, Alexandra, dacă vorbim un pic despre pelerinaj, hai să facem un exercițiu de memorie, să ne amintim, pentru că am participat fiecare dintre noi în diferiți ani la aceste la pelerinajele oficiale, acele mari pelerinaje de la Cacica cu zeci de mii de credincioși și am ajuns aici și am simțit cu adevărat bucuria întâlnirii cu Măicuța Domnului de aici, de la Cacica.